Stimați colegi, membri ai biroului electoral județean, stimați reprezentanți ai partidelor politice, eu doresc să felicit biroul electoral județean pentru activitatea desfășurată, așa cum a subliniat dumneavoastră, nu au fost incidente, și asta denotă o responsabilitate a tuturor persoanelor implicate în această campanie electorală, nu numai a candidaților. De asemenea, doresc să îi felicit și eu pe colegii câștigători, dar și pe cei care au pierdut aceste alegeri. Cu certitudine vom avea, la nivelul județului Dolj, o garnitură cu oameni experimentați, oameni care se vor bate pentru problemele reale de județului Dolj. În ceea ce ne privește împreună cu reprezentanții USR-ului, am convingerea că, USR Plus, am convingerea că vom da în aceste zile un guvern responsabil, un guvern care să gestioneze o situație foarte grea, atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere economic. Cu certitudine în Parlament vom avea inițiativele mult dorite de către cetățeni. Alegeri în două tururi de scrutin, pentru care guvernul lor va aplica. Tot ceea ce înseamnă acel vot care influențează în mod negativ viața unei comunități, prin faptul că pe baza unei simple vize de flotant întocmită în ziua votului, se deturnează dorința majorității locuitorilor dintr-o comună sau oraș, se pun și multe alte inițiative care cu certitudine, vom întruni majoritatea decidenților din Parlament, indiferent de opțiunea politică. Așa cum subliniați domnul președinte Cosmin Vasile, suntem membri ai Uniunii Europene și ar trebui să avem un comportament în ceea ce privește votul, nu impus la un moment dat de unul sau de alții din decidenții din conducerea partidelor, și ar trebui să votăm conform propriei conștiințe ca și cetățeni responsabili ai județului sau ai localității în care provenim. Încă o dată, mulțumim mult pentru modul exemplar în care ați condus acest birou electoral județean, domnule președinte. Felicitări celorlalți colegi în Parlament. Numai de bine. Vă tot felicitări. Mulțumim.